Așezământul Astra, care a fost rădăcină și care a fost bază în devenirea României Mari, în cazul de față a conduce la Târgu Lăpuș. Am bucuria să o avem alături de noi pe profesor dr. Valeria Bilț, care ne propune în momentul de față tema un soi de Remember Mircea Delciu. Există în revista Teatrul Cetății, pe care îl aveți deja, un material mai amplu. Eu am văzut ceva și mai amplu și mulțumesc lui Valeria că este aici cu noi, este aici cu dumneavoastră. Nu-ți fac prezentare celor care sunt aici. Sunt oameni care au străbătut timp și spațiu să fie aici, dar cred că este încă o dată corect să facă acest lucru. O iau de aici. Vorbim de un fundal onorat și înnobilat de 5 pictorițe voimărene și de un pictor, un prieten, un poet excepțional, care este și folghist în timpul liber, de Ștefan Ularu. Vorbim aici de, eu am spus, valurile artei. Dacă am greșit, vă rog să frumos să mă iertați. Orice om greșește, dar este important ca un om să devine puternic, și cred că un om devine puternic în momentul în care are bunul simț să-și recunoască neputințele. Semnează lucrări Carmen Mihaela Coca, Marinela Călușeru, Daniela Micu, Irina Vera Terebere și Maria Beaciu, toate din Baia Mare, alături de Ștefan Ularu din Alba Iulia. Efortul lor creativ și faptul că ne-au adus aici aproape aceste lucrări ne creează un cadru inclusiv emoțional, atitudinal, care să ne permită să abordăm mai altfel poezia, proza, teatrul în vremea de pandemie. Există Teatrul Cetății, o aveți cu toții, nu vreau să revin asupra ei, dar vreau să vă spun că materialul pe care pentru acest proiect a venit, cu care a venit doamna profesor doctor Valeria Bilț. Credeai că nu știu cum te cheamă? Valeria Bilț. Este o temă extraordinar de provocatoare. Eu am avut șansa și neșansa să-l cunosc pe Mircea Nedelciu, pentru că după ce au scos ei Aer cu Diamante, acel grup care a dinamitat și care a pus bazele generației 80 în literatura română, eu l-am cunoscut pe sfârșitul vieții lui, că sunt eu bătrân, dar nu sunt atât de bătrân cât cred alții. Am avut și momentele tinerețile mele și vreau să vă spun că la 13 ani mi-am plătit la propriu intrarea în casa lui Nichita Stănescu cu poezie. M-a dus Aurelian Titu Dumitrescu, care trăiește, care este cât se poate de viu. Eu nu vă dau exemple cu oameni morți. Vă dau exemple cu oameni vii, care pot confirma putințele sau neputințele mele. Iar din acest conglomerat, să zic așa, s-a născut E-Creator, există revista E-Creator, există editura E-Creator. Și o să vă rog frumos să-mi iertați două secunde, dar am avut bucuria să ridic semnul de întrebare din partea unui prieten. Tatea Miuță avea o trilemă. Cum e creatorul pe locul 2? E-Creator este pe locul 2 pentru că există o instituție, trafic.ro, care nu face altceva decât să contorizeze. Sigur că trebuie să o plătești. Orice serviciu pe care îl vrei, trebuie plătit. Eu am vrut să aflu cât de bun sau cât de rău sunt în viziunea mea despre artă și literatură. Și am aflat cu stupoare, cu ghilimele de rigoare, că sunt pe locul 2. Repet
o idee pe care am spus-o seară, mă simt nedreptățit, pentru că pe locul întâi este o revistă finanțată de Uniunea Scriitorilor. Este exact cum eu, Rapid, București, Rovaro și Ori, Dinamo, București sau ce echipă vreți dumneavoastră, CFR Cluj, ar trebui să mă bat cu Naționala României. Și nu este corect. Nu este corect. Pe locul întâi este o revistă a Uniunii Scriitorilor, care își permite să coaguleze în jurul ei elita elitei elitei, inclusiv de la mine din tabără. Și am momente în care îmi permit, îmi îngădui cât o criză de personalitate, nu de personalitate, în care încerc să spun că se poate să te bați cu sistemul. Dar nu despre asta este vorba. Am bucuria să ne fie aproape, alături, împreună cu noi și cu dumneavoastră, profesor dr. Valeria Bilț. O să vorbim după aceea și despre cărțile ei, pe care le are în mașină, motiv pentru care după ce își termină discursul o să facem o șmecherie și Ionel o să ne ajute să treacă pe aici ca să aducem cărțile din portbagaj. Te rog frumos, un remember despre Mircea Nedelciu, unul dintre mari scriitori pe care a avut România și pe care îi are, pentru că l-a murit doar fizic și creația lui ne arată că o persoană există și că poate exista și că poate ființa. În Biblie ni se spune clar, răspicat, despre faptul că o persoană este vie atâta vreme cât îi se pronunță numele. În momentul de față îi se pronunță numele Mircea Nedelciu, pe care, repet, am avut șansa să-l întâlnesc și am văzut sfârșitul într-un corcior cu rotile, cu probleme de sănătate și nu știu ce, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Dar am fost acolo, dar vreau să vă spun, citiți, vă rog frumos, Mircea, citiți ce a scris. Nu doare pe nimeni să citească o carte. Suntem în momentele noastre de cumpănă și de orice, putem fi orice. Sunt mulți care extrapolează, care povestește și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că acele cărți și acele cunoștințe pe care le acumulăm și corect rămân în noi. Mulțumesc mult de tot pentru prezența aici. Ea a venit inclusiv după sărbătoarea morților, așa cum se zice la noi în Maramureș. Eu nu sunt maramureșan, dar am putut să demonstrez la propriu și la figurat că simplul argument, anume un certificat de naștere care să autentifice că tu doar te-ai născut aici, nu te face mai bun, mai rău, mai deștept, mai frumos decât alții. Dar eu trăiesc aici de niște vremi, am aproape 25 de ani de când sunt aici, și am atâtea argumente prin care pot demonstra că sunt mai maramureșan decât foarte mulți oameni care doar s-au născut în Maramureș. Te rog frumos și îți mulțumesc. O să mă doară să vorbesc despre Mircea Nedelciu, dar o să mă și bucure, pentru că asta mă va obliga să împlinesc două datorii. N-am scris despre femeia roșu. N-am scris. Deși am promis. Nici nu vă dă seama. Se poate și postum. Nici nu vă dă seama cât mă doare. Am avut momente în care am avut senzația că l-am mințit pe prietenul meu. Și eu pot să fiu orice, dar mincinos nu. Eu pot să fiu orice, dar mincinos nu. Dar față de Mircea, am mințit. N-am scris. Te-ai iertat cu siguranță. Mulțumesc frumos. Distinsă adunare, doamnelor, domnilor, sunt deosebit de încântată că
mă aflu în fața dumneavoastră și îmi cer permisiunea să mă dezbrac de acest obrăzar mincinos. Nu, plecați, dar zic că avem treabă, gata, bine? Mi-am adus aminte de Lucian Blaga, meșterul Manole. Are el acolo o replică extraordinară în care își pune întrebarea: cine știe dacă Dumnezeu și Satana nu și-au schimbat obrăzarele mincinoase și nu știe nimeni când e unul și când e celălalt? Cred că trăim un astfel de moment în lumea aceasta. Acestea sunt obrăzare, sunt mincinoase, sunt de protecție, sunt de fanfaronadă, sunt de mascaradă, nu știm, dar le purtăm. Avem fiecare dintre noi speranța că dacă tot le purtăm, ele aduc ceva beneficii sau măcar minima protecție de care avem nevoie. Nu vreau să vorbesc despre mască, deși de-a lungul textului pe care vreau să îl reproduc în fața dumneavoastră, se mai pomenește cuvântul mască, dar cu totul și cu totul altă semnificație. Ceea ce vreau eu să fac acum este să adâncesc puțin ceea ce n-am reușit să fac în textul pe care l-am publicat în această revistă. Așa cum spunea Romeo, și îi mulțumesc foarte mult că și-a manifestat simpatia și iubirea și prietenia față de Mircea Nedelciu, pe care eu îl ador, tocmai de aceea mi-am și susținut lucrarea de doctorat din opera lui și am realizat o monografie extrem de complexă. N-am adus-o, să știi, n-am adus-o, deși te-mi pare rău că n-am adus-o. Știam că n-o duce, că nu voia să o vedeți. Nu, dar, mă rog, nu era momentul, ziceam eu, dar uite, acum mă gândesc că era momentul. Așadar, Mircea Nedelciu este un personaj redutabil pentru postmodernismul românesc. Nu vreau să intru nici în acest fenomen al postmodernității, pentru că ar însemna să facem o teorie extrem de complicată și nu suntem la un curs universitar, suntem la un moment de îmbogățire a spiritului, a minții, a intelectului, a sufletului, a ce vreți dumneavoastră. De aceea am ales din tot ceea ce am descoperit la Mircea Nedelciu, și sunt sute de procedee și sute de artificii la care apelează el și toți congenerii săi, pentru că principiul lor de bază este: nu poți face literatură decât dacă știi totul despre ea. Iar ei chiar știau totul despre literatură. Mircea Nedelciu și prietenii săi, prima generație de scritori postmoderni din literatura română, generația 80 supranumită, știau totul. Toți erau scriitori cu studii de filologie, de literatură, de limbi străine, de literatură universală. În consecință, le era la degetul cel mic utilizarea oricăror procedee, și cele ale antichității și ale clasicismului și ale romantismului și ale spațiilor îndepărtate, ale Americii mai ales, pentru că ei sunt primii care și-au îndreptat atenția asupra Americii, înspre America. Ei sunt primii care au beneficiat de o anume relaxare în societatea românească prin anii 70, între anii 70-80, și au reușit să citească, să frunzărească cel puțin reviste care proveneau de dincolo de ocean. Până atunci, literatura română era sub influența literaturii franceze, o influență excepțională, desigur, dar iată că ei s-au bucurat de posibilitatea de a vedea ce se întâmplă și dincolo de ocean și au extras din literatura americană niște beneficii absolut senzaționale. Am să mă opresc, pentru că altfel risc să deviez de la ceea ce mi-am propus. Spuneam că am ales pentru dumneavoastră doar două sau trei tehnici pe care le-am descoperit și m-am gândit că cea mai potrivită în acest context, fiind vorba despre un festival al teatrului, teatru și literatură, și al literaturii, evident, să vorbesc despre disponibilitățile cinematografice, despre tehnica cinematografică, e cea mai apropiată de teatru,
așa încât dați-mi voie să încep cu un moment destul de dureros. Este vorba despre momentul în care Mircea Nedelciu a trecut la cele veșnice. Se întâmpla la 12 iulie. El, așa cum spunea și Romeo, a suferit timp de 10 ani de o leucemie în formă foarte gravă și a fost în scaunul cu rotile în tot acest timp, dar a continuat să scrie, a fost extrem de harnic și a suferit și niște... A fost paralizat. A fost operat în Franța de vreo două ori, în sfârșit, pe patul de spital, mă scufund, cad în gol. Acum urc, am ieșit la suprafață. Sunt formidabile aceste cuvinte. Și vă spun de ce sunt formidabile. Pentru că există aici, în aceste cuvinte, un sentiment al scafandrului. Știți, el scria în ultima sa parte a vieții, scria un roman, Zodia Scafandrului, da, pe care nu vroia să-l termine. Da. Nu vroia să-l termine. Avea sentimentul că dacă își termină acest roman, se termină și viața lui. Formidabil. Termină utilitatea și necesitatea lui. Formidabil. Pe de altă parte, tot în acest roman este alter ego-ul său. Vorbește foarte mult despre toate trăirile, toate simțirile sale, despre tot ceea ce îl frământă. Așa încât cuvintele acestea sunt foarte tulburătoare. Mai ales că mie mi-amintește și de ultimele cuvinte ale lui Nichita Stănescu. Și Nichita Stănescu a rostit niște cuvinte uluitoare. Respir, doctore, respir. Și care a fost opera lui de un inedit aparte? Respirări. Iată, este acea carte în care el își respiră efectiv ideile una dintre alta și dacă ați citit cartea lui Nichita Stănescu, știți că pe copertă chiar este un desen pe care el însuși l-a realizat și care arată un șarpe care mușcă din coada celuilalt șarpe și se organizează așa un cerc. Cei doi sunt, din acest punct de vedere, niște spirite extrem de afine. Ce mi se pare mie interesant este că poetul Nichita Stănescu era sub imperiul ideilor care se respirau una pe alta, susținându-și măreția în frigul absolutului și aici, din nou, am făcut o trimitere la operele lui Nichita, pe când prozatorul Mircea Nedelciu era prins în acel proces de eluvionare și pare a fi scafandrul care își părăsește zodia și încearcă pentru ultima oară senzația scufundării și ieșirea la suprafață nu era altceva decât imersiunea în străfundurile noii sale existențe, în care a pătruns de fapt, urmându-și propriul îndemn, aruncă-te cu capul înainte, în noua lume. Ea nu este decât esența celei vechi. Atât mi se pare de actual acest îndemn al lui, Mircea Nedelciu, pentru că și noi trăim o lume nouă, dar care nu este altceva decât esența celei vechi. Nu ne-am desprins de lumea veche, dar tindem să ajungem într-o lume care are multe necunoscute, dar de fapt se construiește pe bazele celeilalte. Și am să intru acum mai adânc în ceea ce vă promisesem, cu speranța că n-am să vă plictisesc, pentru că, sigur, eu vorbesc din perspectiva omului care a citit toate operele lui Mircea Nedelciu și poate dumneavoastră nici nu cunoașteți, nu știu, nu vă cunosc, știu eu plaja de preferințe literare, dar știu că Mircea Nedelciu nu este un scriitor foarte, foarte citit. Nu a fost foarte citit nici atunci când scria, pentru că e o literatură grea, e o literatură experimentală, e o literatură care se naște din ea însă și e o literatură narcisiacă, mai greu de înțeles, dar captivează. Eu am descoperit foarte multe delicii
în operele sale. Vorbim la Mircea Nedelciu despre o inginerie a ficțiunii și aceasta nu se ilustrează doar prin fabulațiile epice, ci și prin insinuarea sa în paginile cărții, cu nume real, cu opinie și cu voce proprie. Este un procedeu care autentifică, de fapt, aceste fabulații. Nu le-a inventat el. Se pare că în America, spațiul despre care tocmai vă vorbisem și pe care îl descoperiseră atunci obzeciștii, exista acest procedeu și l-am întâlnit la un scriitor, la Bret Easton Ellis, la care este ostentativă această tehnică a inserției și asemănarea dintre cei doi se pretează chiar de la o fotografie a celor doi, de la câte o fotografie. Scriitorul american și-a conceput un avatar pe blogul său personal. În ce sens? Era chipul său, de o parte hașurat, de cealaltă parte era chipul în format real, chipul său fizic. Și la fiecare dintre ele existau datele sale personale, numele. Exact, numele său, datele de naștere și de acolo încolo lucrurile se schimbau. Pe partea hașurată erau date biografice imaginate, ficționale, iar cealaltă parte, luminoasă și clară, conținea biografia, autobiografia reală. Iată masca. Spuneam că voi mai folosi cuvântul mască. Aici este masca, nu? Scriitorul adeseori împrumută măști ca să se poată exprima pe sine în ceea ce scrie. E o formă de dezinhibare. Și la Mircea Nedelciu lucrurile stau oarecum asemănător. Sigur, există diferențe, se face diferență, pentru că Mircea Nedelciu a și afirmat: mă simt extraordinar cu fiecare scriitor pe care îl citesc și mă simt afin cu fiecare dintre ei, dar când scriu eu, nu mai sunt afin cu nici unul. Aceasta este esența expresiei despre sine. Așadar, pe Mircea Nedelciu îl putem observa într-una din fotografiile sale emblematice, de altfel, cu un artificiu asemănător. Are partea ochiului stâng, pare mi se, mărită sub o lentilă de lupă. Și atunci se produce acea deformare a chipului, care de fapt trimite tot acolo, la mască, dar mai trimite și la capacitatea lui extraordinară de a vedea mai mult decât ceea ce realitatea însăși lasă omul obișnuit să vadă. La Mircea Nedelciu adeseori descoperi o viziune care nu este, dar îmi place că am fundal muzical, este formidabil. Da, este un procedeu minunat, fundalul muzical. Și nu mă încurcă deloc, stați liniștiți. Așadar, ochiul... Trebuie să danseze din umbilic acum. Ochiul hipermetric, ochiul care mărește și urechea hiperacuzică, urechea care aude mai mult decât se aude în mod obișnuit, decât ceea ce sunetele vor să dezvăluie. Așadar, am putea spune că dacă scriitorul american se autoproiectează în ficțiunea romanului Lunar Park, însoțit de propria autobiografie cu jumătățile acelea hașurate, jumătatea hașurată și jumătatea limpede, cu autobiografiile modificate, ficționalizate, la Nedelciu autoproiectarea se limitează la permanenta sa prezență ca martor și conștiință a lumii în care trăiește. Pentru că propria biografie a lui Nedelciu el și-o inserează doar fragmentar, doar atât cât, știu eu, poate să construiască prin ea acel personaj alter ego existent în Zodia Scafandrului, și vorbim aici despre Zare Popescu.
Este o selecție autobiografică neficționalizată, dar nu este evidentă decât pentru cei care îl cunoșteau pe Mircea Nedelciu și pentru cei care aprofundează. Sigur că insinuarea aceasta între personaje cu nume real și referințele și trimiterile frecvente la celelalte proze ale sale deja scrise sau care urmează a fi scrise și indicarea instrumentarului tehnic, privirea filmică, dinamică, devenită la el un ideal al unui nou tip de construcție epică și cu efecte imediate, se văd în planul receptării la Mircea Nedelciu. Și sunt inspirate din tehnica Godard. Godard este unul dintre marii regizori americani, mari regizori francezi, sigur că după aceea America este cea care i-a primit pe toți, el de acolo l-a și preluat pe Godard, și își avertizează scriitorul chiar din primul volum că de fapt aceasta este tehnica pe care el urmează să-și construiască operele, pentru că îi permite să construiască în felul acesta multipla stratificare a lumii. Tot de la Godard și-a luat și modelul pentru femeia de origine străină, cu care iubitul ei nu poate stabili o punte de comunicare, pentru că limbile materne ale celor doi au devenit un handicap în manifestarea iubirii și este deosebită eroina din Zmeura de Câmpie, pentru care a face dragoste înseamnă fer la murir. Gândiți-vă ce frumusețe de invenție a unui cuvânt care să topească esența ideii de dragoste. Fer la murir. Da, e foarte simpatică această eroină. Sigur că inserturile sunt cele care fac posibilă atenționarea asupra tehnicii pe care urmează să o facă. La Mircea Nedelciu, inserturile, intertextualitatea este definitorie, este emblematică pentru Mircea Nedelciu. Aproape la fiecare pagină există inserții din alte texte ale altor scriitori, trimiteri la alți scriitori, tocmai pentru a face posibilă educarea publicului cititor în direcția pe care el o trasează cărții sale. El își deconspiră mesajul, așa face și Godard. Adeseori Mircea Nedelciu se adresează cititorilor și le spune: a, n-ați înțeles? Nu, nimic, treceți mai departe. Ce? Nu vreau să vă mai spun nimic altceva, continuați lectura. Și multe, multe alte îndemnuri. Comunică în permanență cu cititorul, pentru că el este perfect conștient că se adresează unui public de cititori, că publicul acesta știe sau nu știe ceva despre literatură, că literatura este ficțiune și că, la urma urmei, publicul trebuie educat. El asta și face, își educă publicul cititor pentru a demistifica ficțiunea, pentru a-l atrage în procesul de scriere a cărții. Unul dintre inserturile care îl vizează pe Godard și vizează, la modul general, tehnica cinematografică, sună așa. Din nou vom regăsi situație similară cu a noastră. Niciodată situația nu a fost atât de gravă ca astăzi. Este o epocă ce se va distruge pe sine însăși. Vlado Cristel, un Polanski nebun. Nu-i așa? Că este o epocă destul de bizară. Apoi, tehnica Godard, două puncte. Sunet direct, aparatul în mână, montaj haotic, opinii cât mai diferite. Și asta se întâmplă la Mircea Nedelciu. Referința la acești trei mari cineaști nu este întâmplătoare, este intenționalitatea sa expresă. Vrea să demonstreze, vrea să orienteze în tocmai înspre ceea ce intenționează el să facă. Așadar, este intenția autorului de a lucra după tehnicile acestora și, bineînțeles, că vizează să-și asigure operei sale succesul pe care scurtmetrajele îl aveau la vremea respectivă. În anii 80, dacă vă aduceți aminte, dacă
sunteți de vârsta noastră, vă aduceți aminte, dacă sunteți mai tineri, poate nu știți, dar atunci au apărut videoclipurile. Iar tehnica videoclipurilor a fost foarte rapid împrumutată în literatură, așa cum a fost împrumutată și tehnica cinematografică de altfel. Sigur că el își propune în mod nedeclarat să urmeze stilul acesta în proiectul său cinematografic și toate prozele lui Nedelciu conțin presupuse cadre ale unui proiectat film al tuturor operelor sale, pentru că toate cele trei volume de proză scurtă pe care le-am enumerat aici și toate romanele sale, de fapt, fac parte dintr-un proiect totalizator. Le poți citi separat, dar le poți citi și într-o cronologie sau într-o succesiune pe care ți-o alegi tu, aleatorie sau, știu eu, organizată, și îți dai seama că se vorbește despre aceeași lume. Personajele migrează dintr-o operă în alta, se regăsesc spațiile, se regăsesc obiectele, se regăsesc foarte multe din preocupările existente la vremea respectivă. De fapt, el intenționase și transferase și personajelor sale intenția aceasta de a realiza un film cu propria viață. N-a mai realizat acest lucru, desigur. Tehnica Godard este o tehnică simplă, dar extrem de pretențioasă, pentru că imaginile nu trebuie să se impună, ele trebuie să se manifeste ca imagini înregistrate. Dar jocul trimiterilor între filmele lui Godard este o caracteristică, tot așa cum jocul trimiterilor pe care le face Nedelciu de la opera a sa la o altă operă a sa este de asemenea emblematică pentru el. Aș vrea să mai scurtez, pentru că așteaptă și doamna, nu vreau să fiu nepoliticoasă și să confisc această întâlnire. Eu n-am reușit să selectez pentru așa cum ar fi vrut să fac o structură mai adunată, pentru că era materialul foarte mult. Însă, dacă adăugăm la preferința pentru cinematografia americană și frecventarea unui cineclub în timpul facultății, alături de Gheorghe Crăciun, unul dintre mari, mari oameni ai postmodernismului românesc, este limpede că influența cinematografului funcționează în programul său literar și nu întâmplător se referă la mari cineaști ai lumii. Pe lângă Godard și pe lângă Polanski, Vlado Cristel îl mai amintește pe Fellini și prea și de la el foarte multe tehnici. Pe Antonioni, pe Vaida sunt nume de o rezonanță care inspiră și admirație, dar și un respect extraordinar. Sigur că există o preferință a lui Nedelciu pentru personajele preocupate de film, pasionate de cinema, și operează cu un transfer al propriei sale pasiuni, așa cum v-am și spus. Și se întâmplă asta chiar din primul său volum de proze scurte, Aventuri într-o curte interioară. Acolo există un personaj care se numește Naratorul și care nu e nimeni altul decât el însuși și care este, de fapt, din multe puncte de vedere, schița personajului din Zmeura de Câmpie, Zare Popescu, care asta vrea să facă, să-și caute părinții, el orfan fiind, toți trei eroi acestui roman sunt orfani și își caută părinții, fiecare cu ceea ce știe mai bine, unul după procedeul arheologic, scuzați-mă, celălalt prin încercarea de a face filmul, altul încercând să descopere substratul lingvistic și fiecare dintre ei colaborează în descoperirea părinților pe care nu i-au cunoscut. Iată că această preferință sa pentru cinematografie a fost observată în mod evident și de Gheorghe Crăciun, care a și mărturisit în cartea 2
într-o carte, așa se intitulează, Doi într-o carte, acolo vorbește despre el și despre Nedelciu. Zice, cred că ar fi fost un foarte bun regizor sau operator de film. Așa se face, dragii mei, că aproape fiecare pagină permite traveling, permite flashback, groplan, prim plan, flu, racursi, turnaj, apole și așa mai departe, sumedenie de procedee, de artificii cinematografice pe care le regăsim transferate efectiv în proza sa. Tot legată de această influență cinematografică este o altă tehnică. Tehnica Dos Passos am intitulat-o eu. Dos Passos nu este cineast. Dos Passos este unul dintre marii scriitori americani. Este un scriitor care însă a împrumutat din cinematografie la rândul său niște tehnici pe care le-a organizat în actualități, biografii și cameră obscură. A făcut și Mircea Nedelciu acest lucru. Eu n-am să le adâncesc pentru că, din nou, mă tem să nu scap de sub control această conferință, să o numim așa, și să nu povestesc prea multe, dar am să mă opresc la camera obscură următoare, care mi se pare mie că are foarte bogate valențe, întrucât conține atât elemente de biografie cât și de istorie, într-o simbioză reciproc autentificatoare. Dați-mi voie să citez. Este un lucru minunat pentru noi că am devenit majori și am căpătat dreptul de vot în chiar anul Domnului 1968. A doua zi, după ce pictorul suflase în cele 18 lumânări ale așa zisului tort pe care îl pregătisem, vreau să spun că a doua zi, în jurul orei 11 dimineața, încă mahmuri, orbiți de soarele de mai care invada bulevardele Bucureștiului, am avut rara plăcere să salutăm steagul Bleu Blanc Rouge, care flutura din limuzina lui însuși de Gaulle. În 1968, de Gaulle a făcut o vizită în România. Noi, fără să știm, așa cum de fapt nici de Gaulle nu știa, că tocmai atunci, la Paris, ideile unui anume Henri Marcuse, ca și lucruri pe care nu se poate da vina, îi scoseseră pe sorboniști în stradă și îi făcuseră să scrie pe ziduri. Numai că CRS-ul și jandarmeria își făceau datoria, iar în august, aflându-ne în tabără la Sinaia și încercând să sărbătorim cât mai cu fast pe rolii, aveam să ne trezim deodată strângând pumnii și ștergându-ne ochii lângă aparatele de radio din care se auzea vocea președintelui. Știm despre ce președinte este vorba. Lumea se dovedea mai puțin rectangulară decât o crezusem până atunci. Fără aceste dovezi, atenție, o ironie foarte fină, fără aceste dovezi, dialectica despre care tocmai citisem și noi câte ceva prin manualele de liceu ar fi rămas o simplă metafizică în cărțile noastre. Am mai fi avut noi, oare, atunci drept să devenim majori? Dacă n-am fi înțeles dialectica. Sigur că aici este strecurată ideea omului nou pe care Ceaușescu încerca să o plaseze pe vremea aceea, dacă vă aduceți aminte, acesta era un deziderat major al lui Nicolae Ceaușescu cu construirea omului multilateral dezvoltat. Iată de unde și-a extras ideile. Îl citise pe Marcuse, că Marcuse era autorul unei cărți care se pare totuși că a ajuns în mâinile lui Ceaușescu, deși încă nu fusese tradusă în România, Omul pluridimensional. De acolo, sigur că ideile lui Ceaușescu au fost poate adaptate la propriile sale ambiții. Dar revenirea la anul 1968, ca an de referință pentru o lume bulversată de schimbări în plan extern, nu? Cu iluzia unei stabilități în plan intern, pentru că asta era. Lumea toată era într-o continuă agitație și degringolată, pe când la noi se crea iluzia stabilității și a prosperității.
Evenimentul la care se referă naratorul este legat de politica externă a României și efectele ei asupra politicii interne. Proaspăt autodeclarat președinte al României, Ceaușescu se lansează în strategii de pace cu țările vecine și își consolidează relațiile prin vizitele de prietenie. La 15 august se afla în Praga. 5 zile mai târziu, la 20 august, Praga este invadată de trupele țărilor partenere la Tratatul de la Varșovia, din care făcea parte și România. Și atunci Ceaușescu și-a rezervat dreptul de a se opune URSS-ului și de a face o politică extrem de agresivă la adresa politicii URSS-ului, și atunci s-au stricat relațiile între România și URSS. De ce vă povestesc aceste lucruri? Pentru că aceste lucruri se află în subtextul celor pe care le relatează Mircea Nedelciu prin aceste inserturi. Acolo trimite el. Apoi, la un moment dat, discursul lui Ceaușescu, cel despre care amintește personajul nostru, este un discurs pe care trebuie să-l fi auzit cei trei tineri, în care el vorbea despre necesitatea de a construi omul nou. Și problema este cât se poate de autentică, pentru că exact la 12 noiembrie, deci peste două săptămâni de aici înainte, Mircea Nedelciu ar fi împlinit de data aceasta, nu 18, dar în textul ficțional la care ne referim, da? Mircea Nedelciu ar fi împlinit 18 ani. Așadar, l-am putea asocia pe pictorul cu Gheorghe Crăciun, că și el la 8 mai împlinea 18 mai, și sigur că nu este o coincidență. Toți cei trei prieteni din aventuri într-o curte interioară împlineau 18 ani atunci, în momentul discursului lui Ceaușescu. Iată că Roli nu este altceva decât o mască a pictorului Ion Dumitriu. Acesta era trioul prietenilor. Era Gheorghe Crăciun, era Mircea Nedelciu și pictorul Ion Dumitriu. Iată că și pictorii prezenți în această seară au o surpriză plăcută, să știe că s-a vorbit că Nedelciu s-a ocupat nu numai de tehnicile cinematografice, ci și de pictură. Să știți că are niște tehnici pe care le ia și din pictură. Pictură, doar că n-am avut vreme să mă... Așa. Adevărat despre care scrie el este treaba. Exact. Bun. N-aș vrea să mai insist pe aceasta, aș vrea doar să vorbesc despre poetica banalului, pentru că de la Mircea Nedelciu încoace, deci din anii 80, s-a descoperit că banalul, cotidianul, cu tot ce are el mai mărunt, mai nesemnificativ, este mai interesant și este interesant. Păi atunci nu se întâmpla nimic în viețile noastre. Nu se întâmpla nimic în viața nimănui. Era o rutină permanentă. Și iată, scriitorul, poetul a descoperit voluptăți în banalitatea vieților. Așa se face că într-o inserție din proza sa zice așa: Rousseau, două puncte. Se spune că un neamț a scris o carte întreagă despre o coajă de lămâie. Nu-i așa că este formidabil să scrii o carte întreagă despre o coajă de lămâie? Nedelciu este interesat de poetica banalului și găsește această curiozitate încurajatoare pentru intenția lui. Această curiozitate a cărții scrise despre o coajă de lămâie. El vrea să dea contur acestei, nu că vrea, reușește, o face chiar, dă contur acestei poetici în opera sa. Este de asemenea o trimitere la preferința lui pentru tehnicile bizare. Pentru că mai amintește aici o ciudățenie. Este vorba despre faptul că Georges Perec, un scriitor francez care a decedat în 1982, deci atunci, odată cu acel zbor, acel elan al afirmării
generației 80 la noi, deci acest George Perec, a scris un roman de 137 de pagini folosind numai vocala E. Se numește Le Revenant. Nu mai găsești nicio altă vocală acolo. Și un alt roman de 312 pagini, în care aceeași vocală lipsește cu desăvârșire și se numește La Disparition. Deci era atras de aceste tehnici bizare, de aceste poetici bizare. Intenția lui Nedelciu de a se servi de banal pentru a inventa o poetică nu este nici ea o noutate, pentru că Nedelciu doar relansează ceea ce alții au făcut, că asta fac ei, obzeciștii, redescopere literatura. El a cunoscut cu siguranță experiența lui Flaubert, Flaubert însuși, și când a trăit Flaubert? Cu totul și cu totul în alte epoci decât cea pe care, la care ne raportăm noi acum. Într-o scrisoare cuprinsă în corespondențele sale, Flaubert mărturisește că dorește să scrie o carte despre nimic. Despre nimic. Adică despre banalitatea în stare pură, care trebuia să se sprijine numai pe forța interioară a stilului. O astfel de poetică a banalului este perfectă pentru reprezentarea realității și sigur că a fost cultivată încă de la începuturile literaturii, nu? Semnele ei se regăsesc din plin și în primele opere universale, în epopei, de exemplu, și sunt prezente în mitologie, căci la urma urmei, sigur că și un rege, și un erou civilizator, și un zeu are porția lui de banalitate. Banalitatea a făcut vogă în literatura universală, a parcurs toate secolele de literatură, adaptându-se tuturor modelor și curentelor, până la urmă a devenit indispensabilă marilor opere, căci țelul lor era într-un fel sau altul să surprindă diverse aspecte, perspective și capricii ale realității. Sigur că Mircea Nedelciu, care cunoaște toate formulele de succes în reprezentarea veridică a realității, se oprește asupra acelor elemente care, prin care poate să realizeze hibridul care să indice nu doar ingeniozitatea și originalitatea lui, ci și talentul lui narrativ, pentru că era extrem de talentat, dincolo de această preocuparea sa pentru tehnicile literare. Sigur că se servește și de conștiința sa. El este un scriitor declarat conștiință, un scriitor care transformă întreaga sa operă într-o epură sociologică, pentru că nu-i scapă niciun aspect al vieții și al societății. Iar jocul acesta îl urmărește în vorbirea trăită, ceea ce se intitulează în terminologia germană Erlebte Rede, consacrată de fapt ca monolog interior. Da, Mircea Nedelciu este în aceeași ipostază, în același spațiu, săvârșește aceleași gesturi, dar este descumpănitor pentru cititor, pentru deturnarea sensului primar al frazelor și al imaginilor pe care le construiește el. De fiecare dată și la orice vârstă, Mircea Nedelciu, ca și personajele sale, indiferent unde s-ar afla, recurge la declanșarea memoriei pasive, asemeni marelui Proust, dar, spre deosebire de scriitorul francez, la care se declanșa un proces de anamneză, la Nedelciu se declanșează o reverie și ulterior aceasta devine amintirea reveriei, pe care o îmbogățește mereu cu informații pe care le-a câștigat teoretic și pe care le îmbogățește tot teoretic. Mircea Nedelciu a avut două coordonate autobiografice interesante, în sensul că s-a născut și a murit în aceeași dată, data de 12, doar că s-a născut în 12 noiembrie și a murit la 12 iulie. Mă opresc aici,
spunând doar că a fost înmormântat două zile mai târziu, după ce a expiat, în cimitirul Belu, lângă Mihai Eminescu. Și pe piatra sa funerară este gravat titlul ultimului său volum de proză scurtă: Și ieri va fi o zi. Îmi amintesc despre un interviu cu doamna Mira Nedelciu, care mărturisea că în ultimele sale clipe a fost tot timpul lucid, chiar și atunci când aparent era în comă. Nu numai că și-a recunoscut prietenii adunați în jurul lui, dar înaintea de suflare, de ultima suflare, repet, cu ceea ce am început, da, a strigat cumplit, mă scufund, cad în gol. Apoi și-a recăpătat brusc liniștea, zicând: acum urc, ies la suprafață. Vă mulțumesc! Eu sper că aceste aplauze înseamnă că v-a plăcut ce v-am spus și că veți purcede de grabă la bibliotecă să-l căutați pe Mircea Nedelciu. Sigur că biblioteca este închisă, probabil că nu o să vedea nicio carte, dar îl puteți găsi, nu acum, nu acum, pe viitor. Îl puteți găsi cu siguranță pe internet, da. Și vă încurajez să-l căutați, măcar romanele să le citiți, deși prozele scurte sunt fascinante și ele. Mulțumesc! Eu mulțumesc! Eu nu vreau să vorbesc despre amintiri, dar credeți-mă că în preajma lui Mircea Nedelciu nu se respira bine. Aveam toți COVID, dar nu știam că aveam COVID. Se tăia respirația datorită mărimii lui spirituale. Este declarat, scuze, este liderul școlii obseciste. Da, da, da. Este liderul. El a fost cel care a strâns în jurul său toate spiritele vremii, toți prietenii săi, mari scriitori, mari poeți. Așa s-a născut volumul Aer cu diamante. Exact. Cu Cărtărescu, cu Traian Cușovei. Sub aceeași umbrelă stă Florin Iaru, sub aceeași umbrelă stă Aurelian Titu Dumitrescu, omul care m-a luat de mână cândva, când eram eu vorba lui Cezar Ivănescu, mai tânăr și la trup curat, m-a luat de mână și m-a dus la Nichita Stănescu în casă, și unde loc în care mi-am plătit o poezie în casă, pentru că avea o vorbă Nichita extraordinară: iar mi-au adus ăștia, nu pot să vă spun că se filmează, dar ceva de ăia care se pișe pe ei. Și nu era greșit, că se întâmpla cam așa. Și după ce am citit, era în fața unei măreții, am citit prima poezie la 13 ani și m-am dâlbuit de 48 de ori. Și mi s-a dat șansa să o citesc pe a doua și atunci mi-a zis: acum poți să intri. Mircea Nedelciu a făcut foarte mult pentru literatura română, dar, din nefericire, la noi, la români, trebuie să moară cineva ca să vezi măreția. E într-un spațiu care a fost invadat post-revoluționar. De țâțe, de mâțe, de vile, de asistente, de ce vreți voi, nu mai erau de cultură. Consiliul Județean, în această iarnă, o să spuneți că nu e iarnă, mai este o iarnă. Așa de frig îmi este că mă gândesc la Consiliul Județean, dar nu mă vine să credeți. Consiliul Județean Maramureș a decis în anul ăsta și vreau să vă prezint un lucru la care vă rog să reflectați. A venit aici Valeria și v-a
va provoca la o imensitate de lucruri la care să vă gândiți, să reflectați. Îngăduiți-mi și mie să vă provoc la un singur lucru. Consiliul Județean, din dorința de a face bine, a neutralizat, a anulat banii de la cultură pentru tot felul de aparate pentru COVID. A făcut bine. Foarte bine. Extraordinar de bine. Dar, și asta nu neapărat pentru că există un dar, vă aduc aminte că Churchill, când a început războiul, când Anglia a intrat în război, în Consiliul de Ministri s-a propus așa: luăm banii de la cultură și de la învățământ ca să avem bani mai mult să ne batem. Și Churchill a spus atunci, doar atât, atunci pentru ce ne mai batem? Atunci pentru ce ne mai batem? Orice națiune care refuză latura emotivă, latura spirituală, este o nebunie acum, și mă întorc la jumătatea aceasta, de asta o las în aer, nu în limbajul scris, da, profesor doctor știe ce este intarse de propoziție de imagine, în imagine, propoziție subiectivă, de asta am lăsat-o în coadă de pește. Vreau să vă spun, oameni buni, că din punctul meu de vedere, și paradoxal, sunt o grămadă de oameni care pot să susțin același lucru cu tărie și l-a susținut prin textele și prin lucrările lor. În momentul în care vii, nu neapărat și nimic nu aia spune, înșire în cuvinte goale, ce din coada au să sune. Deci, dincolo de această chestiune, Revoluția Română a adus noi valori. Sunt foarte mulți scriitori cărora, dacă le-a dispărea brusc subiect și dintr-o dată pagina de Facebook sau grupurile pe care le-au generat pe Facebook, ei nu mai există. Trebuie ca în proiectul tău să investești la propriu și la figurat. Nu vreau să vorbesc despre mine, nu despre creator, dar performanțele la care a ajuns și revista și editura arată că asta este o cale corectă de urmat. Mecenele Delciu n-a avut șansa de a fi prețuit la vremea lui, nici acum nu este prețuit la justa lui valoare, pentru că lumea nu are timp să citească. Dacă nu vede cineva o jumătate de silicon și o jumătate de fesă, ca să nu zic bucă, nu este nimic atractiv. Din nefericire. Îmi permit să fac o completare? Da, 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 vreau să închid cu o singură idee și cu cel mai mare drag poți continua. Vreau să vă spun că într-o dezbatere făcută cu Horia Roman Patapievici, dacă va fi, dacă sau dacă nu va mai fi presă după infuzia aceasta de tehnologie, eu am spus că revista tipărită nu va muri niciodată. Nu sunt un fanatic, nu sunt un nostalgic. Dovadă că, iată, numărul 23 din revista Creator rămâne sau aceleași auspicii, în format carte. În România mai apar două reviste în acest format, Cartea Românească și Familia, dar nu mi-am permis luxul ca să împrăștii mărghetare în gura porcilor, cum scrie în Biblie, și nici ultimii doi arginți să-i dau posibilitatea lui Țața Leana să pună, să întindă pe laviță, acolo încorlată, să-și pună borcanele cu mrături sau să-și pună capac la nu știu ce. Și am optat pe această formulă. Noblez obliș. Este dreptul fiecare. Mircea Nedelciu nu și-a coborât nicio ștaghel. Eu v-am spus, sunt dator. Datorul chiar foarte așteptăm. Bun.
Voi scrie cu drag. Așteptam. Sunt dator și cartea aceea este cu atât mai împovărătoare pentru mine cu cât este cu autograful lui. Cu atât este cu autograful lui. L-am cunoscut datorită lui Traian Coșovei, un mare poet, un uriaș prieten, un poet și un prieten care a fost furat. Furat. De oameni care n-au avut nicio relație cu el. Există un festival, Traian Coșovei, organizat de oameni care vor doar să-și facă imagine în jurul lui. Eu am fost acolo când Traian Coșovei scria cartea Ioana care rupe poeme, în 1996. A apărut în colecția Poeților București. Carte care a luat premiul Academiei Române. Și vă mai pot povesti încă 248.000 de ani. Despre Traian, despre Mircea Nedelciu și despre alții. Și cu toate acestea, Traian Coșovei este furat. La fel cum este furat Ciprian Chirvasiu, la fel cum este furat în momentul de față un alt mare poet care, doar pentru faptul că a fost judecător la curtea de apel din Pitești, a fost stigmatizat. A fost furat și Marius Umbrescu. Eu pot să vă dau o listă întreagă de poeți mari pe care Dumnezeu n-a mai vrut să mi-i lase lângă mine. Să facem un moment de reculegere? Hai. Ar fi potrivit. Mulțumim. Și dacă conducătorul lucrărilor s-a retras, îmi permit eu să-i dau cuvântul doamnei să continuăm în aceeași lege, nu? A conferințelor succesive. Vă rog, doamna profesoară. Da. În primul rând, eu aș vrea să mă întorc la teatru. Foarte frumos. Pentru că pot să mărturisesc că este una dintre iubirile mele și am slujit cu drag talia prin studenți, prin carte. Despre ce aș vrea eu să vă spun, sau ce aș vrea eu să vă spun. Mă gândeam la turneul oficial pe care Teatrul Național din București l-a organizat cu ajutorul Consiliului Dirigent Român din Transilvania în 1000 după Marea Unire, de la 1 decembrie 1918, și să punctez câteva din momentele extraordinare ale acestui turneu oficial. Și plus de asta, vreau să scot în evidență faptul că la Cluj a luat naștere, tot la 14 mai 1919, Teatrul în limba română. Deci în 1821 exista deja un teatru maghiar. Deci încă din 1821 exista deci un teatru maghiar la Târgu Mureș? Da. La Cluj, da. Ce să fac, mă obsedează Târgu Mureș. Așa, deci la Cluj în 1821 exista un teatru maghiar și sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea este un fel de efervescență în Europa, în special în marile orașe europene, și se trece la construirea de teatre. Astfel s-a construit teatru la Viena, Praga, Odessa, Zürich. Și cei arhitecții erau vienezi, arhitecții Fellner și Helmer.
Deci această efervescență a cuprins și Clujul. Mai bine zis, autoritățile de la acea vreme au hotărât ca să se construiască un nou teatru, dar bineînțeles un teatru maghiar, deci la vremea respectivă. E vorba de 1904-1906, când începe și se și începe în 1904 și se termină în 1906 construirea actualului teatru, clădirea actualului Teatru Național din Cluj, care știți că astăzi poartă numele de Teatru Național Lucian Blaga. Și s-a apelat la cei doi arhitecți, Fellner și Helmer, care au făcut proiectele respective pentru construirea teatrului din Cluj. Tot acești doi arhitecți foarte cunoscuți, așa, au făcut și proiectele pentru Teatrul Național din Iași. Și știți că s-a făcut o investigație de către BBC și s-a ajuns la concluzia și de fapt s-a și declarat Teatrul din Iași ca al doilea, ca frumusețe din Europa. Super, da, da. Super. Și deci e vorba deci tot de acei doi vestiți arhitecți vienezi. Deci teatrul, mă opresc puțin asupra Teatrul Național din Cluj, deci a început construcția lui, v-am spus, în 1904 și s-a terminat în 1906. A fost inaugurat la 18 septembrie 1906, bineînțeles că primul director era maghiar, Jenő Jenovics. Și sigur că spectacolul a fost tot în limba maghiară. Abia în 1919, Consiliul Dirigent Român din Transilvania, deci după unire, așa, a hotărât trecerea în patrimoniul Consiliului Național Dirigent a clădirii Teatrului Clujan. Și primul spectacol în limba română a avut loc la 14 mai 1919 și acest spectacol, ca să de fapt să revin eu la tema pe care mi-am propus-o, deci acest spectacol din 14 mai 1919 a fost dat de către actorii bucureșteni, de către Teatrul Național din București. Abia la 1 decembrie 1919 a fost inaugurat oficial Teatrul Național din Cluj. Primul director al acestui teatru a fost Zaharia Bârsan, care era de lângă Brașov, din comuna Sânt Petru, și care a studiat la București conservatorul de artă dramatică. Deci era îndreptățit să ocupe această funcție și a fost directorul Teatrului Național din Cluj în 1919 până în 1927. Acum să trec la tema pe care mi-am propus-o. Pentru românii din Transilvania, teatrul nu a reprezentat niciodată doar un divertisment. Înainte de toate, a fost un argument de limbă românească, fiind jucat pentru afirmarea latinității. Majoritatea spectacolelor susținute de trupele de diletanți, desfășurându-se sub semnul Romei Eterne. Vremea astrei brașovene a demersurilor făcute în Parlamentul Budapestan pentru un teatru național românesc, înființarea societății pentru un fond de teatru român în Ardeal, cu zeci de filiale, cu sute de actori diletanți, deci diletanți în accepțiunea respectivă, deci la vremea respectivă, era amator. Deci era vorba de actori amatori. Cu un organ publicistic, revista Familia. Toate la un loc reprezintă cea mai amplă mișcare pentru teatru național cunoscută în istoria scenei românești. Nu era spectacol fără manifestații poporane. La rampă, spectatorului se înfățișa portul românesc, limba literară, repertoriul autohton, ideile politice. Așa se explică de ce,
v-am arătat, în decembrie 1919 se hotărăște deschiderea la Cluj a cel de-al patrulea teatru național al țării întregite. Deci în afară de teatru, deci existau deci trei teatre, acesta din Cluj era al patrulea, deci e vorba de teatru național, v-am spus, din București, teatru național din Craiova și teatru național din Iași. Deci teatru național din Craiova poartă numele poetului și dramaturgului Marin Sorescu, din Cluj, v-am spus, Lucian Blaga, din Moldova, deci de la Iași e vorba de Vasile Alexandrii, așa, și din București, Ion Luca Caragiale, da, colega mea de la Târgu Mureș, conferențiar universitar, Olereanu. Vă prezint, că e de față. Ne bucurăm să o da. Cunoaștem. Așa. Deci e vorba aici de țăranii coborâți, deci în clipa în care, așa se explică de ce v-am zis că în 1919 ce hotărăște deschiderea Cluj a cel de-al patrulea teatru național al țării întregite, sute și sute de care nu s-au îndreptat înspre capitala simbolică a Transilvaniei. Țărani coborâți parcă de pe Columna Traiană cu șerpar, zeghe, opinci, s-au așezat în elegantele staluri ale teatrului lor, cu siguranța celor care se așează în casa lor. În condițiile în care gospodarii Ardealului trudeau să normalizeze viața publică afectată de distrugerile războiului, în această atmosferă în aparență puțin prielnică artelor, s-au găsit, deci asta este un lucru foarte important, s-au găsit totuși mijloacele materiale pentru a-și primi, deci ardeleni, pentru a-și primi frații prin poarta de onoare, deci a Brașovului, în turneul de onoare al Teatrului Național din București. Cum v-am spus, a fost organizat sub auspiciile Consiliului Dirigent al Transilvaniei. A fost aici o desfășurare fără precedent a forțelor teatrului românesc și care era menită să consolideze sentimentul acesta național. Documentele epocii respective consemnau că în 25 aprilie 1919 peroanele gării de nord cunoșteau animație extraordinară. Deci erau peste 50 de actori a Teatrului Național din București, înconjurați de rude, prieteni, de gazetari și admiratori. Deci la elegantul Orient Express se atașează câteva vagoane pentru actori, decoruri, costume și recuzită, vagoane care urmau să fie decuplate în gara Brașovului. Au fost ovaționați la ferestrele trenului pus în mișcare Constantin Notara și Iancu Petrescu, Zaharia și Olimpia Bârsan, George Ciprian, Ion Manu, Vasile Toneanu, Ion Shahighian, Alexandru Critico, Ion Tâlvan, Cleopan, directorul era Ion Pereț. Directorul acesta a funcționat numai un an, de la 1918 la 1919, dar a avut un rol extraordinar, deci acceptând invitația Consiliului Național, Consiliului Dirigent Român, să organizeze acest turneu extraordinar în Transilvania după Unire. Repertorul cuprindea piese de valoare artistică și patriotică, alegoria în versuri poemul Unirii și feeria Trandafirii Roșii a lui Zaharia Bârsan, Fântâna Blanduziei a Bardului de la Miceș, Vasile Alexandrii, dramele istorice Răzvan și Vidra de Hașdeu și Apus de Soare de Barbu Ștefănescu de la Vrangea. Trandafirii Roșii de se joacă și în ziua de astăzi a lui Zaharia Bârsan. Și o poveste foarte frumoasă, este vorba de o ferie neoromantică și ce se întâmplă de Zefir, care era îndrăgostit, trubadurul Zefir, palidul, așa era cunoscut ca palidul trubadur Zefir, fiind îndrăgostit extraordinar de prințesa Liana. Oh. A căzut din pomul cunoașterii. A căzut din pomul, da. Din pomul cunoașterii. Așa, deci fiind îndrăgostit. Aici și bun vorbire și trădare. Și pentru că... Mele de Oltenia, aduse de tatea Miuță.
cine nu ia mere de aici, din această ladă, încercând scuze, nu merge la cină. Așa, deci să termin. Deci, fiind îndrăgostit de Liana, de prințesa Liana, și bineînțeles aceasta nedându-i nicio importanță, iar această prințesă era blestemată, ce a făcut? A cules 77 de trandafiri albi și, da, și cu sângele lui i-a colorat în trandafiri roșii. Super. Și în fiecare zi, e poveste impresionantă, în fiecare zi dădea aceste trubaduri, zefir, are și un nume foarte frumos, ne gândim la, la vânt, nu? Și cum, parcă adierea, ne-ar mângâia adierea, da, adierea zefirului. Și în fiecare zi îi dădea un trandafir roșu pentru ca să se destrame acel blestem. Super. Deci această piesă de teatru, Trandafirii Roșii, a lui Zaharia Bârsan, se joacă și astăzi. Super! Da, mulțumesc! În 27 aprilie, deci bucureștenii au ajuns la Brașov și aici, bineînțeles, că au avut un succes răsunător. De la Brașov, trec așa mai pe scurt, de la Brașov s-au îndreptat înspre Sibiu. Iar aici, în ziarul Patria, care era ziarul lui Iona Gârbiceanu, acesta încearcă un sentiment extraordinar în clipa în care au loc aceste reprezentații. Și spune, în ziarul Patria, scrie mai bine zis, în numele artei și culturii românești, ați venit să deșteptați și să întăriți sufletul românesc, conștiința românească, singura temelie solidă a țării tuturor românilor. Avem nevoie de un teatru permanent. De la Sibiu, da, și mai era încă Andrei Bârseanu, mare folclorist, care a spus, și asta mi-a plăcut foarte mult, turneul naționalului bucureștean aparcă înseamnă o a doua dezrobire prin artă. Da. De la Sibiu au mers înspre Blaj și Blajul sigur că nu avea sală de spectacol și spectacolele au avut loc în sala de gimnastică a gimnaziului. Punctul culminant al entuziasmului obștesc este atins la Cluj, în clădirea viitorului Teatru Național. V-am spus că ziua de 14 mai 1919 a intrat în analele teatrului românesc. Spectacolul cu drama Ajdeu, Răzvan și Vidra a fost precedat de reprezentarea actului alegoric Poemul Unirii de Zaharia Bârsan, mare animator al Teatrului Ardelean, poet, actor al scenei bucureștene. Soția sa, care l-a urmat cu credință în primii ani ai veacului 20, Olimpia Bârsan, și ea actriță a Naționalului Capitalei, i-a revenit gloria de a rosti, jucând rolul România. Deci este vorba de o alegorie aici. Primele cuvinte românești pe scena clujană. Da. S-a potolit furtuna. Parcă vine să mă ridic în picioare. Pe cuvânt, da. S-a potolit furtuna, de-abia se mai aude. S-a dus pe zări străine cu trăsnetele ei. Pe plaiurile mele de sânge încă ude, ca drazele de soare, scântei lângă scântei. Bă. Super! Înălțător! Da. Radu Cosmin, martor ocular, scria și el. Logii, staluri, galerii, coridoare, ahi încesate de spectatori, ce în frigurile așteptării discută, își trimit salutări, se strâng de mână, se felicită, că au apucat o zi așa de mare, sunt fericiți. Poemul Unirii, cu un superb decor de munți în fundal, se joacă într-o tăcere religioasă și se termină într-o nebunie de aplauze și aclamări. Am încheiat citatul. La rândul său, directorul general al Teatrului din București, al Teatrului Național din București, Ioan Peret, a răspuns ovațiilor, care erau fără sfârșit. Deci pur și simplu a fost chemat
pe scenă, la rampă, da? Am făcut, spunea acesta, să răsune graiul strămoșesc pe toate scenele Ardealului. Am făcut să vibreze în inimi toate pornirile generoase și toate sentimentele publice. Tot în după acest spectacol, Ion Tâlvan, care era tot actorul al Naționalului Bucureștean, a recitat Oltul de Octavian Goga. După Cluj, s-a ajuns la Gherla. Aici nu au avut loc spectacole, dar lumea i-a așteptat pe actorii bucureșteni și erau o mulțime de steaguri îmbrăcați în costume naționale, numai pentru a-i vedea la geamuri și pentru a-i saluta. De la Gherla, trenul, deci a dus înspre Dej, unde au rămas două zile, 17 și 18 mai. Se consemna că actrița Cleopan Cernățeanu a entuziasmat publicul cu prezența ei diafană în rolul Oanei din Apus de Soare. Iar mi-ar fi plăcut, Doamne, să văd Notara, Constantin Notara, juca rolul lui Ștefan cel Mare. Da. Da, deci moment impresionant, așa cum ne gândim noi acum la Calboreanu, care juca rolul lui Ștefan cel Mare. Impresionantă piesă. De la Dej s-au îndreptat înspre Bistrița Năsăudului. Acolo au fost înconjurați cu multă căldură de țăranii din satele grănicerești. După aceea, de la Bistrița Năsăudului, s-au îndreptat înspre Alba Iulia, unde într-un modest cinematograf au jucat actorii piesele istorice. Un alt popaz a fost la Orăștie, în 24-25 mai, unde decorurile pentru poemul Unirii, Răzvan și Vidra și Apus de Soare au fost purtate, vă dați seama, de către spectatori prin sală când se făcea schimbarea decorurilor. Deci nu existau săli de spectacole. La Deva, deci era vorba ca aici la Deva să fie ultimul spectacol. În 26 și 27 mai au poposit la Deva, unde tot așa s-a jucat poemul Unirii, Trandafirii Roșii și Apus de Soare. S-a îmbătat Daniel Marian și a închis acolo. Aici ar fi trebuit să se termine gloriosul turneu al Naționalului Bucureștean. Dar Banatul, cum se zice că e Fruncea, Lugojul, așa, că avem un coleg care este aici din Lugoj, adică i-au chemat insistent pe actorii Teatrului Național să joace și la Lugoj. Iar în clipa în care au ajuns, bineînțeles că au acceptat, iar în clipa în care au ajuns pe peronul gării din Lugoj, au fost primiți de reuniunea de cântări din Lugoj, care a fost, deci era condusă de Ioan Vidu. Și aceștia au cântat tot repertoriul lor. În 28 mai și 1 iunie au fost prezentate toate piesele pe care vi le-am amintit și care erau pregătite pentru turneu. Camil Petrescu, deci romancierul Camil Petrescu, dramaturgul Camil Petrescu, erou al Războiului de Întregire, scrie 3 articole despre artiștii Teatrului Național la Lugoj. Pentru viitorul scriitor clasic, ce a însemnat maestrul Notara? Maestrul Notara a fost un mare actor, în cel mai pur înțeles al cuvântului. Am văzut un Ștefan Măreț până și în gesturile familiare. Sau aplauzele la scenă deschisă au fost nenumărate. Chemările la rampă după sfârșiturile de act au fost proporțiile unui triumf. În seara de 2 iunie 1919, petrecuți de mii de lugoșeni, de slăvitele cântări ale corului lui Ion Vidu, actorii Teatrului Național din București pornesc spre casă, copleșiți de sentimentul datoriei împlinite. 38 de zile de turneu, 37 de reprezentații.
După un popas la Brașov, sosesc în gara de nord la 5 iunie. Obosiți? Nici de cum. Frumos. Dacă îmi îngăduiți să vă vorbesc de jos, vă rămân de tot, pentru că am și eu vertebre ca mulți alții, dar ale mele sunt mai dureroase. Aș vrea să mă depărtez aparent de ceea ce s-a discutat până acum și să vă spun că Ștefan cel Mare, care a domnit aproape 48 de ani, este în aceeași măsură domnitorul care poate fi idol, dar care poate fi demon. Nu ești bărbat dacă îngenunchezi la sfârșitul propriului proiect. A făcut minuni mai mare decât și-a imaginat spațiul românesc vreodată. Știi că suntem noi românii capabili să visăm. El le-a împlinit. Dar a murit în genunchi. Și a tras ca un câine de ultimii 3 ani de domnie, acceptând atunci să plătească tribut retroactiv. Dar să nu uităm că era foarte bolnav. Și da, exact. Da. Dar putea să renunțe la scaun. Era... Putea să renunțe la scaun. El este dovada că și actualii noștri conducători se leagă de funcții și de scaune. Și nu vreau să dezvolt această chestie. Vreau să le rog pe prietenul nostru și vreau să vă mulțumesc, să-ți mulțumesc că... Nu, nu. Să-mi aduc cărțile. Te duci să duci cărțile, știi? Așa. Dar și merele ți le duci cu tine. Și merele, poftim. Merele sunt oferite cu tot sufletul de prietenul nostru, tatia Miuță, venind de la Hoții și mulțumesc toate din tot sufletul. Și pentru că este pe persoană fizică aici și pentru că ne-a dat cu un împrumut măr. Acum, de ce vă spun eu cu împrumut? Dumneavoastră știți, nu mai trebuie să vă spun eu ce înseamnă polenizarea. El a venit și ne-a oferit din prea plinul lui un măr. Mare și altele mașină și o să fie și alea. El vrea să ne transmită acel mesaj că ne putem încărca de energie și în spațiul acela în care Horezu a venit să vorbească limba românească de mii de ani, putem să facem și noi aici. Avem și noi o datorie și o obligație. Dar înainte de a intra în și a face disecții, vreau să le mulțumesc aici, prin prezență și prin susținere, lui Dochia, lui Florin Dochia, un mare poet și un mare conducător de oști în zilele noastre, care este partenerul acestei manifestări și care, prin revista Urmuz și respectiv revista Nou, duce mai departe steagul literaturii române. Cred că toți scriitorii importanți a literaturii române au semnat acolo. Pe de altă parte, aveți aici, și vă mulțumesc că ați îmbrățișat ideea de aseară, să pârjuliți abia după ce terminăm această manifestare, așa este și corect, din punctul meu de vedere. Nu pot să uit de aportul și de implicarea colegilor și prietenilor de 200.000 de ani de la Actualitatea Literară. Nicu Toma, prietenul meu și al dumneavoastră, este făptaș și este vinovat. Nicolae Selate n-a putut fi aici din alte considerente. Avem revista Cafeneaua Literară, care poartă girul și umbrela lui Virgil Diaconu, o revistă extrem de importantă, aveți exemplare aici mai multe, cât mai multe, și aveți, printre altele, revista Termenul Cultural, o revistă care s-a născut, revistă care s-a născut la Roșiorii de Vede, după o discuție pe care am avut-o cu primarul, fostul și actualul primar, în prezența scriitorilor de acolo.
Roșierul n-a avut niciodată, să vă spun cu tristețe, și eu m-am născut acolo. Roșierul n-a avut niciodată până acum o revistă de cultură. Apogeul se numește ziarul Drum, reînființat după Revoluție. Este minunat că se întâmplă sub finanțarea primăriei și a Direcției Județene pentru Cultură, dar n-ajunge. Dar n-ajunge. N-a avut niciodată o revistă de cultură. Telemanul are, în momentul de față, o revistă care a început la un moment dat ca o poveste, ca un grup pe Facebook, Telemanul Cultural, și sunt oameni care au fost acolo și știu nașterea și renașterea. Și am promis primarului și am promis căpeteniei, numită Cristian Gabriel Moraru, că această revistă nu va muri câtă vreme eu sunt viu. Dovadă că eu figurez acolo prin anale ca secretar general de redacție și că una din adresele de contact pe care se pot trimite materiale este adresa mea. De asemenea, o să le rog acum pe Florin Ciocea să vină alături de noi, să ne spună câteva cuvinte despre revista Helis și vă rog, așa cum am făcut-o de fiecare dată, eu nu am criză de personalitate, nu am dezvoltat niciodată adversități, dacă nu stai aici, nu poți să stai decât în picioare. Cred cu tărie că orice revistă este o oportunitate și trebuie să fie așa, că altfel nu poate fi născută decât cu un astfel de gând pur, ca un scop de a-i sprijini pe cei de seamă cu tine. Și când mă refer la cei de seamă cu tine, nu mă refer la cei care au același număr de ani în buletinul tău de identitate. Mă refer la cei de seamă cu tine ca vârstă spirituală și ca frumos. Eu... Poate unii n-ați auzit dintre dumneavoastră, peste 3 săptămâni, o lună, vă provoc deja să ne revedem, măcar o parte, anume cei care se pot încadra realmente la conceptul acelui festival. Va fi un festival numit Vlăstare. Să nu creadă lumea că un vlăstar este numai cel care are 5, 6, 7, 8, 10 ani. Și atunci debutează. Eu am debutat la 12 ani, deci sunt bătrân. Eu am debutat acum 3 zile o fată care n-avea 5 ani. Andreea Calaijoglu, de la voi, de acolo, din Constanța, Garofița. Tu ești mai departe, nu dat în cap, că te văd. Dar ai dreptate, că ești de acolo, din acea Dobroge, care are o minune, are două minuni românești. Una, sunt munții Măcinului, nu mai sunt munți, chiar nu mai sunt munți, dar pentru acel spațiu ei se cheamă munți, dar nu mai sunt munți, pentru că deja dacă treci de acolo și intri în țara românească, la înălțimea maximă pe care o au munții Măcinului, 421 de metri, vreau să vă spun aici că nici nu începe dealul. De asta s-a inventat podiș subcarpatic și așa mai departe. Dar n-ai cum să treci peste munții Măcinului și n-ai cum să treci peste peșterele pline de minuni pe care le are Dobrogea, iar din punctul meu de vedere, peste minunile viticole pe care le are Dobrogea, ca să nu mai vorbim de partea de pescuit. Ei bine, prietenul meu a venit de la Fetești să ne vorbească despre revista Helis și eu am rămas întotdeauna fidel ideii de a vă ruga, de a-i ruga pe cei care au participat la manifestările mele să colaboreze cu toate aceste reviste. Am spus-o, el a fost ultima dată la o manifestare organizată de mine anul trecut în decembrie, când atunci ne-a permis religia, statul și toate să fim aproape 150 de oameni. Acum nu ne permite nici religia, nici statul, nici autoritățile, nici nimic. Dar vreau să vă, înainte să-l rog pe prietenul nostru, pe Florin Ciucea, să ne spună câteva cuvinte despre această revistă,
Eu vreau să-mi îngăduiți și să acceptați gândul meu, sugestia mea, să trimiteți materialul la revista Helis, pentru că eu am curajul și susțin din toate punctele de vedere faptul că acolo se întâmplă literatură de calitate. Singurul criteriu care ține și care poate filtra apariția sau neapariția unei persoane este actul artistic la un moment dat. De ce accentuez acest lucru? A venit aseară Zaharia Mihail Robert și ne-a vorbit despre un curent, despre neosimbolism. A fost o nebunie. Dar câtă lume știe că toți suntem mari scriitori și mari cititori și mari licențiați sau nelicențiați? Câtă lume știe că, printre altele, Tristan Tzara, făcătorul dadaismului, un om care a impus un curent mondial, a plecat din România în genunchi. Tristan Tzara a fost voci care au tălmăcit sau răstălmăcit pseudonimul literar Trist în țara mea. Cert este că el a fost un neînțeles aici și chestiunea asta are o corespondență fantastică. Este o imagine oglindă cu ce se întâmplă zilele noastre, că dacă vine cineva cu un curent nou, cu o viziune nouă, literară, toată lumea îi dă în cap înainte să-l înțeleagă, pentru că dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Și înainte să continui gândul, vreau să vă spun un banc pe care îl știu de pe timpul lui Ceaușescu, 85-86, nu știu ce, ceva de genul ăsta. Ci că Satan a plecat să facă o inspecție în iad. Și la toate cazanele, când a ajuns la primul cazan acolo, dracul era slab, disperat, șeful, bă, dar te rog frumos, trebuie să-mi dai aici schimbul tău, că nu mai pot, că uite, dar de ce mă? Bă, uite ce fumă toți ăștia nebune, ăștia vor să iasă din cazan și trebuie să muncesc toată ziua, să-i împing cu furca înapoi, cu mâna stângă trebuie să bag lemne și când obosesc ăștia trebuie să mă duc să aduc lemne, să nu știu ce. Și ca să pe scurtătură, se întâmplă aceeași poveste la toate națiunile de pe pământ. În fundul iadului, un drac dormea. Gras, sfărăia, durea la patină, focul stins. Îi dă ăsta un picior și zice, mă, dar nu se poate, mă, dar frații tăi, uite ce revendicări sindicale are, da? Tu, păi zice, șeful, toată pe mine, mă, doar la patină. Cum adică, mă? Eu sunt la cazanul cu români. Când iese unul afară, ceilalți se trag în jos. Deci n-avea obiectul mult. N-aveau treabă. Din nefericire, așa-i. Acest banc mă urmărește, mă obsedează. Trăiesc un imperiu unei națiuni care își trage în jos valorile. Tristan Tzara, înainte să plece din România, și-a publicat a cincea poezie sub formă de mică publicitate în ziarul Universul. În stânga erau anunțuri, vând kilos, cumpăr lemne, să știu ce, Doamne iartă-mă, scrie acolo, am o țâță cu patrei, iubește-mă dacă vrei, și poezia lui. Și poezia lui. Și a plecat în Franța. Și pe urmă noi ne-am lăudat cu ei. Ne-am lăudat cu el, ne-am lăudat cu Brâncuș, care a fost umilit în Academia Română de niște gunoaie gen Sadoveanu, care și-a vândut masonii, care a vândut tot numai ca să devină el, să fie el. Nu ia nimeni talentul lui artistic, literar. Să nu curcăm, ar facă ambalajul. Dar a fost un gunoi. A vândut tot. Și exemplele pot continua. Dar omul ăla a venit și a propus acum neosimbolism. Nu treceți peste chestia asta. Toți am fost mici și toți am gândit să schimbăm lumea la un moment dat. Are dreptul să propună. Iar noi nu avem dreptul să ridicăm piatra.
Este Florin aici și e prietenul meu și vă garantez că ne putem înțelege. Revista Helix, ca și creatorul, revista nouă, majoritatea revistelor neoficiale, așa în paranteză, sunt opera unor particulare. Entuziaști. Particulare. Da. Opera entuziaștilor, ca el, Florin Dochia, Virgil Diaconu, care fac eforturi și sacrifică sacrifică finanțele personale, energia. Sănătatea. Energia, sănătatea ca să apară revista. Ei sunt niște promotori. N-a făcut USR-ul de 30 de ani ce a putut face, uite, omul ăsta, Romeo, sau Firiță Carp, pentru literatura română. Sau Florin Dochia, seria lui de poezie, e minunată, extraordinară. Enorm. Ar fi trebuit oficial să vină să roage domnul Roșianu, vă rugăm, primiți o medalie, sau domnul... A, păi nu mai am pe unde să le pun, mă, lasă-mă da. Pace. Da. El este un foarte bun orator, a văzut că ce bine vorbește, ca și Ștefan Mitroi. Țin minte că eram la Chișinău odată, a entuziasmat mii de persoane. Da, mă, dar e născut în Telorman, mă, Ești. Aici deci, apare e un defect profesional al, da, al neamului. Da. Îngăduiți-mi, vă rog frumos, o mică paranteză. Te rog, pentru numele Dumnezeu, da. Iartă-mă că te întreb. Dacă tot a zis el de Ștefan Mitroi. Am scris eu la un moment dat o criză de personalitate, nu de personalitate, un editorial pe care l-am intitulat Telormanul meu versus Telormanul vostru. Dragnea era ministru ăsta, cum se zice, președintele Camerei Deputaților, era Carmen Dan, ministru de interne, de externe, de toate era. Colega de liceul Mitroi. Colega de liceul Mitroi, bravo, da, bă, dar nu mi-a răsat, tu îmi furi acum toată branșa, lasă-mă super bine. Și aveam o altă mare eminență, așa, care era și un pic prim-ministru. Nu știu cum o cheamă, dar nu mă interesează. Eu... Vasilica. Ce zisești? Vasilica. Bine. Bine. Veorica. Da, mă, da. Veorica. Veorica. Bun. Invitat eu de cetățean de oroare la Alexandria, mă duc acolo. Da, m-au primit ăia, covor roșu, aplauze, plaulă, nu știu ce. Printre elita elitei și Dragnea. Pe cuvântul meu, dacă mie Dragnea, în momentul ăla mi-a devenit drag. Pe cuvântul meu, mi-a devenit drag. O herghelie, 248.000 de ziariști, bla bla bla, că na, după vedete, el era președinte PSD și președintele Camerei. Și vine acolo și îmi țin eu speech-ul meu și zice, maestră, dar cum rămâne cu Telormanul ăla, cu împărțirea lui? În momentul ăla am fost încântat. Fac o paranteză înainte să continui, mi-am dat seama că are în jurul lui consilier capabil. Capabil. Și accentuez capabil. Oameni care fuseseră capabili să-i spună lui Dragnea, bă, vezi că vine un bou care iată ce teorie are, printre altele. Da, vorbesc numai despre asta, că eu am avut multe teorii și am stat mai mult de vorbă cu el. Și azi, maestre, și cum facem? Păi zic, rămâne cum am stabilit. Ăsta e Telormanul meu. Telormanul meu începe cu ăsta. Alexandru de Părățeanu, Zaharia Stancu, Marin Preda, Constantin Salcia, Alexandru Balaci, oameni care au schimbat structural toată România, îl avem pe Noica, încoace între ăștia care mai mișcăm, că el mi-a adus aminte, Ștefan Mitroi, care m-a mut, Miora Bagna, care se dă departe cea mai bună critică, cel mai bun critic pe care l-a România acum, și mai sunt și alții. Eu, acolo, accidental. Eu am doar calitatea că m-am născut în Telorman, dar credeți-mă că sunt mai Telorman decât alții. La fel cum am argumente că sunt mai mare mureșean decât alții de aici. Vreau să vă spun că i-am zis lui Dragnea doar un singur lucru. Băi, rămâne cum am stabilit. Asta e Telormanul meu, restul al vostru. Mi-a dat mâna, a făcut o plecăciune, știrea n-a fost niciodată difuzată pe vreun post de televiziune, pentru că n-a corespuns răspunsul meu, doamnelor și domnilor. Dar ne-am privit un ochi bărbătește și am spus,
ceva de genul, nu abdic mă de la principiile și de la conceptele mele. Și m-am revăzut cu el. Deci, maestre, m-am revăzut cu el cu mai multe situații, nu contează. Și ridicat degetul, maestre, te rog, manu-i al meu. Și îi spuneam la tot și râdea și plecam mai departe. Vreau să vă spun că fiecare spațiu este înnobilat. Este înnobilat de oamenii care ființează în el. Și apropo de... Două secunde și am terminat. Da. Și am terminat. Pregătesc în cel mult o lună de zile un festival la care îmi doresc să vină cât mai multă lume. Eu n-am nevoie de oameni de mult și de proastă calitate. De foarte, de puțin și de foarte bună calitate. Un festival închinat care se va numi Vlăstare. Vreau să vă spun, Vlăstarele înseamnă, cum am publicat-o pe Calea Jocului, pe Roxana, care are 5 ani și am mai avut până acum 8 ani și 6 luni la Alexandria, prietena noastră, fata lui poetei Daniela Harabagiu, și 9 ani și 2 luni avea atunci când am debutat eu, fata poetei Alina Florica din Mangalia, cu care am scos 2 cărți ca un dialog, și persoana cu care m-am întâlnit o singură dată în viața mea. Sfidând toate regulile normalității, pentru că există cărți și vom prezenta în seara aceasta o carte scrisă, semnată de 2 autori. Eu cu femeia m-am întâlnit o singură dată la Sinaia și am avut 248.000 de martori de jur împrejur, era și bărbatul, era și fiică sa. Cu toate acestea, nu m-am împiedicat nimic să accept să semnez alături de ea 2 volume de scrisori ca o încercare de dialog. La noi există idei preconcepute, principii, sunt oameni bătuți în cap chiar, care cred că Eminescu nu putea să scrie o carte împreună sau alături de cineva decât dacă și-o trăgea cu ăla sau cu aia. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Literatura e un pic mai mult. Poți să trăiești o stare cu cineva care dintr-o dată să nu mai aibă sex, să nu mai aibă sâni, să nu mai aibă feste, să nu mai aibă nimic. Tu să te duci pe acea idee. Mă întorc acum și închid paranteza și exemplele. Mii de scuze, Florin. Îl rog să continue, dar țineți minte. Este rugămintea mea să colaborați și cu această revistă. N-am fost niciodată un egoism. Eu fac diferența între ceea ce înseamnă egoism, egocentrism și egotism. Am această capacitate, fac diferența. La fel cum ieri v-am vorbit despre omonimie și toate astea alte și vi le-am înșirat pe toate, că poți să spui nebun într-un Hristos și nebun cu capul, e o diferență uriașă, deci se scrie cu nebun și ăla și ăla și așa mai departe. Și nu vreau să continui. Vă rog să colaborați. Este posibilitatea voastră să trimiteți materialele cele mai bune la Hellis, la... Deja, ce să vă spun despre... Avem telomanul cultural, la ăsta mai avem aici actualitatea literară, unde Nicolae Silade nu a putut veni, dar l-am povărat pe prietenul nostru, pe Nicolae Toma, să aducă, avem reviste aici, la care eu repet, eu nu vă cer să fiți fidele sau fidea la creator, vorba lui Caragial. Dar vreau să mergeți și la aceste reviste ca să aflați câte kilograme aveți. În iunie a apărut numărul 200. Știți ce înseamnă să scoți 200 de numere? Continuă. Este opera lui Gheorghe Dobre, un bun prieten al nostru, te entuziasca și el, și mă gândesc cu groază ce se va întâmpla cu revistele astea când nu vor mai fi oameni ăștia. Ce se va întâmpla cu creatorul, de exemplu? Moare. Moare. Să vă cultivați urmașii. Nu. Să vă
nu știu nu dacă pot. Vor avea energia. Nu pot. Energia nu. Să foarte bine țină. Spus. Nu vor avea energia. Nu vor avea. S-au scris doctorate, iartă-mă două secunde, s-au scris doctorate despre reviste care au apărut în Satul Mare numai în 7 numere. Da, apoi au existat și într-un singur număr. S-a scris la Sighetul Marmației doctorat despre reviste care au apărut în 3 numere. Eu, din greșeală, am ajuns la numărul 23. Format carte, am fost în toată viața mea un pretențios și un prețios. Am scos de revista în format carte, n-am dat voie nimănui să pună poliță pe laviță, să pună borcanele de murături sau de zacuscă, dar nici capac la ciorbă. În formatul acesta mai apar în România viața românească și familia. Și spații culturale. Și spații culturale, și dar mai nou, dar mai nou, la... dar mai nou. Și vreau și la Focșani? Să... Da. Dar vreau să vă spun că sunt mândru de acest lucru. Cel mai subțire număr a avut numai 260 de pagini și cel mai gros a avut numai 540 de pagini și încerc mi-e de scuze că n-am putut mai mult. Ca și secolul 20, ce era o revistă? Da, da, aia purta împărânta unui om lângă care am avut șansa să trăiesc aproape 8 ani. Romul Muntean. Și Romeo, chiar trebuie să faci, l-ai scos pe hârtie, uite, noi o publicăm și online. Pe celuloi nu pot. 500 de numere apar pe hârtie, fiindcă atât poți să scoți și citită de 10.000 de persoane pe 3 continente, care de-abia așteaptă să apară revista. Absolut. Și chiar publică. Avem colaboratori din Canada, Statele Unite, uimite, America. Uimite. Uimite, America de Sud, chiar Australia, colaboratori ai revistei. Eu aș vrea. Ar trebui să faci și tu. Eu nu fac. Ba da. De ce? Uite, poate n-ajunge la mine sau la altul, doar deschid. La tine ajunge că te duci la pescuit și la băut, lasă-mă în pace. Știu, ajunge, oricum, eu o văd. Oricum. Mi-e ciudă că prinde mai mult pește decât mine, că îi permite Dunărea, mai ele la Fetești. Dar să știți, îmi dai voie să accentuez, da? Mm-hmm. Nu! Mi-a adus nimic, niciun pește a fumat. Bine da, am zis? Da, ha? Da. Deci, nici o scrumbie. Nici o scrumbie a fumat. Nici o scrumbie a fumat. Ce? O broască. Vreau să vă spun că prietenia nu se măsoară în nimic. Prietenia este sau nu este, o simți, o trăiești sau nu. Apropo de lucrurile care tind să rămână sau riscă să rămână în urma noastră, clar că și revistele rămân după noi, vreau să vă provoc, pornind de la ceea ce înseamnă realmente legislația cărții în România. Și cu toate scuzele de rigoare, am convingerea că am să fiu în sentimentul dumneavoastră, a tuturor, și că ceea ce am să vă spun o să vă ajute pe toți. Vreau să vă spun că avem drept patrimonial și drept testimonial de autor. Adică, pe scurtătură, după moartea unui autor, 25 de ani se discută direct cu moștenitorii direcți. Care înseamnă? Muiere, băiatul și fata din dotar. Până la 75 de ani vorbești cu ce derivă din, da? Adică o jumătate de nepot, o jumătate de nepoată și nu știu ce. Eu încerc să spun mai în glumă, dar să știți că vă vorbesc foarte serios. După 75 de ani, oricine poate scoate orice carte, fără să mai întrebe pe nimeni. Deci dacă se împlinesc 75 de ani și o zi de la moartea lui Harap Alb, tu poți să scoți toată opera completă. Dar ți-o asumi, ca și costuri financiare. Și poți să scoți. Este o virgulă extrem de importantă. A doua, vreau să înțelegeți din punctul meu de vedere și mie în mea omul lăutătorii. E-Creatura este una dintre puținele edituri din România și din lumea asta care are dreptul de a scoate carte pedagogică
iar ea, că a fost inspector școlar, știe ce înseamnă asta, cât de greu să obțin toate autorizațiile, să scoți manuale școlare, bla, bla, bla și nu știu ce. Eu nu vreau să vă spun câte doctorate și câte lucrări de licență Petronela știe de asemenea și nu știu ce, pe care le-am făcut. Nu obții ușor o astfel de asta. Înseamnă că am îndeplinit una, două, trei, 15.000 de condiții. Am dreptul cu e-creator să scot carte religioasă, carte liturgică, inclusiv carte de rit. Adică acatiste și ce mai vreți voi. Și le-am obținut pe asta tot înspăimătător de greu. Și cea mai mare bucurie este că am toate colecțiile posibile și că e-creator este registru internațional al editurilor. O spun uneori și nu mi-ascund și vă rog să mă iertați. Dacă simțiți un anumit parfum de mândrie, să știți că e adevărat. Dar e munca mea. E justificat, Rămân. Justificat. E munca mea. Justificat. Dar e muncă. Știți câtă muncă și câtă transpirație și câți bani s-au ascuns în spatele acestor realizări? Eno. Iar eu nu pot să uit faptul că voi ați venit aici din toate părțile țării. Iată, să vedeți aici expozițiile. Expoziția semnată, uite, încep de acolo, de Maria. Mulțumesc frumos, Maria Sărmâna. Maria de... de Marinela Călușelu, cred că ea e, dar nu-mi dau seama care masca, da? De la Constanța este Garofița Gianu, o poetă și o prietenă foarte dragă. Ghinionul ei este că ea e măritată și ghinionul meu e că și eu sunt ocupat. Da? A venit... Dar suntem prieteni foarte buni. Poftim? Dar rămâne prietenia... Eu n-aud. Am spus că totuși rămâne prietenia care ne leagă pe noi toți. Tași-mă din gură. Tu n-aud. A venit Miora Baciu cu drag de la Galați. Am avut bucuria să-i întâlnesc soțul aproape acum un an de zile, nu? Da, da. Un an jumătate. Și atunci am avut nesimțirea să-i mulțumesc soțului ei că o sprijină. Și vreau să vă spun că m-am simțit bine când am văzut că în colțul ochiului acelui bărbat puternic, masiv, am florit o lacrimă. Nu există bărbat mai frumos decât ăla care susține femeia pe care o iubește, cu care este să facă ce simte ea. Femeia nu s-a născut să spele vase și să facă alte chestii. Bă, dacă vrei așa ceva, du-te, mă, tăiați un robot și ai terminat problema, da? Uite, avem un exemplu între noi, este Ale, care a venit de la Milano. Bă, dar știți câte sarmale mănâncă ăsta? Vai de capul, e belea. O susține pe Iuliana și Iuliana a venit de la Barcelona pentru întâlnirea cu noi. Sarmale, Iuliana. Acum vezi că la Como e un centru de poezie extraordinar. Da? Acum un festival european de poezie. La Como. Da? Da? Acum eu vreau să rog pe cineva să se deze în picioare să ne spună de ce a venit din Canada. Este Octavia care a venit din Canada la întâlnirea cu poezia și cu România. Mulțumesc frumos, Octavia! Uite, aici avem mulți canadieni. Vreau să vă spun un lucru la care să vă gândiți. Fata asta este furată, desprinsă, revendicată, jefuită, ce vreți voi. Dar mama ei este o poetă foarte talentată, cu rădăcini, tatăl Vitregu, care, că și mama ei are dreptul să se facă viață, da? Logic, are o relație cu cineva, dar ea este aici. Și eu n-am să uit niciodată și am amenințat-o cu o carte pe care trebuie să facă cu mine ieri. Nu mine, dar asta ține de ea. Cartea trebuie să se întâmple ieri.
Este Ioana Cârneanu, mulțumesc foarte mult, Octavia, sărmâna. Ioana Cârneanu, peste 3 săptămâni, o lună, când o să facem festivalul cu literatori pentru copii, ne va propune de data aceea o carte de povestiri pentru copii, cu ilustrații, cu tot. Este singura carte care a avut, mă, nu știu, acum, eu nefiind femeie niciodată, deși există și în mine un anumit germene și un anumit procent de femeie, n-am știut niciodată ce înseamnă nașterea și facerea în sine. Dar vreau să vă spun că este singura... Ba, știu ce înseamnă. Dar nu-i târziu să încerci. Este singura carte care a durat vreo 248.000 de ani, cartea pe care a propus-o Ioana, și vreau să vă spun că atunci când va fi gata, aveți cuvântul meu că va fi o carte. Este o carte. Eu știu ce este acolo. Să rămână, Ioana. Te pup. Și a venit cu avionul, dar n-a fost parașutată, să știți. Nu, deloc. Alina Narcisa Cristian a debutat în Creator, la Creator. M-a iubit și m-a urât în aceeași măsură, pentru că vreo 10 ani, 11 ani, 12 ani aproape, n-a lăsat-o să debuteze. N-a lăsat-o să debuteze. Pentru că sunt și mai și de așa tâmpiți, care mângâie pe cineva pe umeri. Iartă-mă, bă, n-am nimic cu tine, bine? Dă-te-am un exemplu, da? Așa? Și n-a lăsat-o pe Alina. Și în momentul în care a scos cartea, a luat toate premiile posibile și imposibile, am căutat din nimicul meu să o pregătesc, să-i spun că deja la a doua carte o să vină toți nemernicii să-i ia bergata. Nu știu cât a înțeles ea, dar a durut-o. A durut-o pentru că deja la a doua carte nu mai ești debutant. Nu mai ești la nivelul ăla în care te mânghe cineva pe țeasă. Na, bine, las, n-am mult, la început, nu. E, la a doua zice, aha, ești la senior mâncată. Și vine cât un prost, care are 42.000 de cărți publicate, dar care este complexat, foarte complexat, extraordinar de complexat, și de el însuși poate fi complexat, și zice, aha, ai scos a doua carte, bă, ia ce veam eu. Este incapabil să spună CV-ul. Și dacă îl pui să scrie curriculum vitae, nu știe ce e ala, nu știe cum să scrie. Și exemplul îl pot continua. Am fost întrebat la un moment dat de Teddy Ardelean și dorând Dumnezeu să-i dea Dumnezeu sănătate, directorul Bibliotecii Județene, vicepreședinte al Consiliului Județean, fost vicepreședinte al Senatului, zice, bă, Romică, pe Romeo, stăteam noi la un parc cu vin, dar numai eu beam vin, că el n-are voie să păcătească, da? Și zice, știi cine are cele mai multe cărți din Maramureș? Și este și pentru tine un studiu, că sunt mai mulți scriitori din Maramureș. Bă, m-am gândit, eu am stat strâng, m-am judecat, bă, cred că ăla. Zice, nu. Este ăla. Adică. Și mi-a zis atunci de Rogneanu. Zice, bă, ăsta are 86 de cărți. Rogneanu? Toma Gheorghe Rogneanu. Care mai semnează și Gros. Tomi Gros. 86, bă, dar stai că discuția asta avea cu loc acum 5 ani, 6 ani. Trăiește, mă, și hotărât. Sunt oameni. Sunt oameni care devin grafomani, care ei cred că, bă, ăsta, vă dați seama, maestrul miner, bă, nu știu ce, ia o pensie de aia, dă-l doare mintea, știi? Și scoate cât o cărticică, eu am de la el, nu știu, 30-40 de cărți cu autograf. Inclusiv a venit ultima dată și mi-a dat manualul electricianului, nu vesel, dar mai era o continuare. Bă, m-am uitat la el, bă, face mișto de mine, mă. Face mișto de mine, mă durea capul, aveam râie, aveam păduchi, aveam scabie, aveam de toate, pe cuvântul meu. Nu știam cum să reacționez în momentul ăla. Deci sunt și grafomani. Am căutat în simplitatea mea să propun literatură de calitate și vă garantez că revistele și toți scriitorii care stau aici propun lucruri de calitate. Nicolae Rotare rostă 10 cărți. A, bun. Băi, proaste, nu. Auzi, eu despre, nu proaste, nu. Despre Nicolae Rotaru, general bun. Nicolae Rotaru, nu vreau să vorbesc, este foarte bun, ai fost acolo. E bun, da. Eu vreau să vă zic cum am chestia.
era, m-am dus la un moment dat la o lansare la librărie Eminescu și tu ai fost acolo. Da. Când am intrat eu acolo cu 20 de oameni după mine, a zis să avem Roșianul cu trena. Dar era toată chestia asta s-a întâmplat în București. Când m-am dus în București acolo, m-am dus cu trena. Și s-a întrebat orice manifestare că, na, trebuia să se constate că avea Roșianul cu trena. Dar vreau să vă spun că generalul Nicolae Rotaru e chiar bun, mă. E bun. Băi, e bun, mă. Are ușurință asta, scrisul, e scrie foarte ușor. Băi, deci da. E bun, mă. Că eu mă știu cu el, că dacă eram puțin mai atent, mă și măritam un pic cu fiică sa și nu știu ce, aia e altă problemă, nu contează, da? Dar e bun, mă, e bun cu draș pe el. Și dacă auziți de Nicolae Rotanu, citiți-l, vă rog.